Ziua Poliției Române, combinată cu o zi frumoasă de primăvară, a făcut motivul perfect pentru polițiștii giurgiuveni să lase uniformele și arsenalul din dotare deoparte și să îmbrace echipamentul de fotbal. Cu ce ocazie s-a organizat acest eveniment? Această competiție s-a organizat cu prilejul aniversării Zilei Naționale a Poliției Române și este finanțată de către Asociația Sportivă a Polițiștilor din IPJ Giurgiu, ASPOL. Cum au primit polițiștii această veste că vor participa la o competiție? Ca orice activitate sportivă este bine primită, cu atât mai mult cu cât în calendarul competițional această activitate este prevăzută pentru anul în curs. Astăzi au avut loc semifinalele, unde în primul meci Viitorul Rural a învins cu 8-0 Serviciul de Investigații Criminale. În al doilea meci s-au întâlnit economiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor cu mascații de la Serviciul de Acțiuni Speciale, scor 5-4. Care sunt cei mai buni fotbaliști polițiști vom afla vineri, când se vor disputa finalele acestei competiții. Cupa Poliției Giurgiuvene la șah s-a organizat pentru ceilalți polițiști care nu au vrut să obosească prea mult și au ales să se dueleze în sportul minții. Ziua Poliției Române se sărbătorește pe 25 martie.